N-ar fi loc în lumea întreagă, cum apostolul ne-a spus, ca să scriem cu deamănuntul tot ce a făptuit Iisus. Și de atunci de-am scrie brafuri și volum după volum, unde ar încăpea în stele ce a făcut El până acum. Iată numai o lucrare undeva într-un cătun, într-o iarnă mai geroasă, către vremea de Crăciun, cu o Biblie în mână, locașul sfânt din sat, predica zelos păstorul cu duh blând și devotat despre văduva sărmană care printre cei avuți a adus ea la templu cei din urmă doi bănuți. Frații mei, spuneau păstorul, mulți au dat argint și sloți. Văduva, ne spune Domnul, i-a dat mai mult ca toți. Dacă dai și dai cu milă, unui om plămân stingher, un bănuț din sărăcie, e cât o comoară în cer. Dacă rupi în două pâinea pentru frate credincios, tu să știi că cel ce spune mulțumesc e chiar Hristos. Astfel le-a vorbit păstorul și au răspuns cu toți, amin. Dar mai din adânc răspunse un biet suflet de creștin. Și plecând el către casă, se gândea bătând pașuț doar la văduva sărmană care a dat cei doi bănuți, Doamne. Îți zicea strângându-și vechitura de cojoc, i-a dat ce aveam pungă. Eu nici pungă n-am deloc, dar ce-i drept? Am sănătate, am picioare, graia stai. Am să merg din casă în casă și am să cer de la bogați. Ei au bani, eu am credință și astfel Domnul care-i bun va griji ca și sărmanii să se îmbrace de Crăciun. Și a doua zi se duse la băcanul cel fălos, ce în biserică adesea se ruga către Hristos. Cum către Crăciun se întâmplă, prăvălia era plină între doi clienți, creștinul către negustor se înclină. Domnul să vă aibă în pază. Uite ce voiam să spun, dar și pentru cei în lipsă o hăinuță de Crăciun. Altă treabă n-ai fârtate. Am eu timp de dăruit? Vai! Iertați-mă, îndrăzneala, zise omul umilit. Și ieșind, zise în sine, timpul-i scump la negustor. Ia să încerc eu mâine, încă o dată mâine revărsat de zori. Și a doua zi, când prăvălia se văzu aproape goală, el intră de dubinețe și cu vorba lui domoală începu. Acum, desigur, nu sunteți grăbit ca ieri. Pentru cei sărmani, vin iarăși ca să dați după puteri. Ce sărmani? Strigă băcanul. Ia te rog să ieși afară, cine n-are ce să îmbrace, să muncească, nu să ceară. Omul iar se întoarse acasă, plin de gânduri, nu se poate să nu aibă în el un mugur cât de mic de bunătate. Păi n-am văzut eu cum se roagă, îi zicea zorind prin frig, dar aici în prăbălie gândul lui e la câștig. Ah, ia stai. Să încerc mai bine mâine, când o sta la masă între ai săi, acel nu mugur, e o floare luminoasă, mă voi duce prin credință și astfel Domnul care e bun va îngriji ca și sărmanii să se îmbrace de Crăciun. Și a doua zi, când toți ai case la băcan luau masa împreună în belșug de bogătan, lăudând cotretul strașnic și al vinului miros, cine? De răsare în ușe, cu cojocul zdremțuros. Biet creștinul plin de râvnă, negustorul catrăsnit,
se făcu negru la față și deodată a sărit, împingându-l jos pe scară, repede, cu un vraz de foc, napomană, napomană, îl croi peste cojoc, pe când omul din zăpadă zicea, strângând din coate, cât doi bani, eu cred că or face vânătăile din spate. Iar când obosi băcanul, omul se sculă de jos și frecându-se pe șale zise, mulțumesc frumos, pentru mine atât ajunge, dar să nu vă supărați, spuneți-mi, acum totuși, pentru cei sărmani cât dați. Când îl auzi băcanul, a încremenit în ger, prăbușindu-se pe scară, zise, vai, sunt un zmintit, am lovit un sfânt, un înger, chiar pe Domnul l-am lovit. Frate, iartă-mi nebunia, intră în casa mea de acum, să-mi îndrepți de azi înainte pașii, i-al vieții drum. Și de nu a dat atâta cât a dăruit Zacheu, dar a dat cu voie bună, cum e drag lui Dumnezeu. Și a doua zi creștinul, ca un bun misionar, alergând prin biscoleară și zicea, eu am credință și astfel Domnul care e bun va îngriji ca și sărmanii să se îmbrace când sunt goi, nu numai de Crăciun. Amin.